zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General. bine ați revenit la emisiunea Zbor deasupra unui cuib de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun o călătorie în lumea căucilor. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, căuci ca și mine, și doi invitați care ne vor descoperi o perspectivă nouă asupra coachingului, cea a editorului de carte. Marian Burta este un împătimit al cărților și datorită lui, românii au astăzi acces la literatura de coaching și de leadership de cea mai bună calitate. În anii 90 a coordonat vânzările revistei Dilema, ridicând tirajul de la 3.000 la 7.000 de exemplare. În anii 2000 a fost managerul editurii Codex, iar din 2003 se ocupă de compania BMI Consult. Împreună cu dânsul avem în studioul RFI România pe domnul Adrian Cătălin Ionescu, fondator al primei școli de coaching din România, Coaching Institute, și actualmente manager partner al firmei Upgrade Consulting și Coaching. Domnilor, bine ați venit în studioul RFI România. Am avut mulți invitații coach și nu numai. Am vorbit aici despre programare neurolingvistică, psihodramă, sociodramă, process communication model, leadership și alte domenii ale viitorului. V-am invitat la emisiunea noastră, Zbor deasupra unui clip de coach, ca să vorbim despre coaching dintr-o perspectivă nouă, cea a editării de carte despre coaching și leadership. Ce poate afla un român curios despre coaching și aceste noi domenii dacă dorește să citească literatură de specialitate și în limba română? Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! <coughs> păi ce poate să afle? Întrebarea este ce vrea să afle? De regulă, poate să afle ceea ce caută, dacă are ceva de căutat. Dar noi noi avem cărți de coaching, în special traduceri din uh, literatura universală. În marea majoritate sunt din limba engleză traduse și foarte multe dintre ele sunt scrise de autori de renume. Deci oameni cu o experiență foarte mare de la care cred că au ce, vă, ce învăța. Mă scuzați că, că vă întreb puțin, dar într-adevăr sunt din experiența personală au fost cărți pe care le-am citit tremurând efectiv, adică sunt cărți în această zonă pe care le citești și parcă simți că în chimia corpului tău se întâmplă o schimbare fundamentală. Sunt cărți foarte puternice. Ce ați adus în aceste cărți în România? Prin primul rând, noi suntem editorul lui Alen Cardon. Alen Cardon fiind un master coach după cum știți, este cel mai înalt nivel unde se poate ajunge în sistemul de coaching. Aducându-l pe el în România și editându-l pe el în România, cred, în limba română, cred că este un foarte mare pas. Cu toate că noi acum așteptăm... Bun, asta a fost primul pas care l-am făcut noi. Acum așteptările noastre sunt puțin diferite. Așteptăm coachii români să scrie. Este înțeleg o altă etapă și vreau da, să este, este, este acest puțin, este puțin o altă etapă. De ce? Fiindcă uh, sunt câțiva ani din 2003, de când, din 2002, de când a apărut prima carte de coaching al lui Alen Cardon în România, uh, cred că a trecut destul. Cred că de... că deja aveți un experiment, ca să spun așa, Costel Coravu, parcă prin dumneavoastră. A da, scos da, 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 o da, 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 da în noi suntem editorul România. lui Costel Coravu, bineînțeles, exact. cu Stop Confuzie. Exact. Exact, este prima carte. O carte superioară și de exact, este prima carte uh, de coaching scrisă de un autor român, uh, dar vrem mai mult. Vrem mai mult. De ce? Fiindcă una e să vii cu experiența uh, omului, coachului ului din, uh, din altă țară care a profesat acolo și a, uh, a clădit acolo anumite lucruri, și una e să pui pe masă o experiență ad hoc, cea de aici, de la noi. Uh, cea care este pliată pe ceea ce avem noi. Deci un coach român va scrie despre ceea ce a pățit în România și despre ceea ce a, ceea ce a lucrat sau ceea ce a clădit în diverse companii din România. În tipologia românească, mindset-ul exact. românului și așa mai departe. Am un prieten regizor care, bă, de succes, mă rog, și le spunea celor mai puștani care fac și ei filme și care de multe ori încearcă să imite producțiile hollywoodiene. mi am făcut o expresie de lui că le spunea la un moment dat, mă băieți, în România nici aerul nu este ca în America. Nici puteți să filmați voi cât vreți în România, că în America nu iese, mă. Filmați ca aerul din România. <laughs> Și în acest sens, da, cred că tinerii din România ar avea nevoie de această experiență românească în coaching și de mărturisirile unor oameni care au trecut prin această experiență, care s-au format în această meserie și care s-au format aici, au înțeles lucrurile aici și lucrează aici și pot să aducă o perspectivă locală asupra fenomenului de coaching românesc. Exact, fiindcă ceea ce ei dintr-o carte tradusă, ei esența. Deci ei lucrurile de bază, uh, și vezi, poate că vezi câteva studii de caz pe niște companii, multicompanii naționale sau uh, corporații mari care au câte o filiară la tine în țară, dar în care nu ai acces sau nu știi despre ce e vorba în interior. Pe când în momentul când un coach din România scrie despre ceea ce s-a întâmplat în România și cu o companie din România. Un SRL ne-au Exact, românesc. un SRL. -ul, un SRL. -ul, 80% din. Uh, srl urți sunt cele care duc uh, economia în, înainte. Uh, în momentul ăla, tinerii din România vor vedea lucruri concrete. Deci, vor avea, părerea mea, vor avea la bază un studiu de caz foarte concret. Bă, stai puțin, că în compania aia poate a lucrat și un prieten al meu. Și uite, chiar așa a fost. După ce, după ce au absolvit sau au făcută o școală de coaching, uite că s-au îndreptat toarecum lucrurile. Deci poate să vadă să rezultatul final. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Domnule Ionescu, dumneavoastră, cum vedeți uh, acest nevoie de literatură locală despre coaching cu autori locali? Fără îndoială, eu... E un lucru interesant și util ca să, ca să oferim o perspectivă locală celor care sunt interesați de acest subiect de coaching și mai ales celor care ar putea beneficia la un moment dat de, de serviciile unui coach. Indiferent că vorbim de coaching personal sau de coaching de business sau de coaching unor echipe de manager sau de director sau de orice altă natură. În primul rând pentru că coaching ca model, ca sistem, el a evoluat prima dată în Marea Britanie și în Statele Unite, în țările anglosaxone. El a fost importat, dacă e să o luăm ca atare, în restul Europei Occidentale și, mă rog, în restul lumii. Dar, ca și metodologie, în primul rând, coaching-ul știți și asta foarte bine, un, un exercițiu extrem de practic. El diferă foarte mult de psihoterapie sau chiar și de psihodramă, de, chiar și de NLP sau de analiză tranzacțională. Sigur că mulți coach vin din zona asta și e firesc, dacă vreți, e ceva natural, organic, dar, de exemplu, cultura europeană este foarte axată pe a ști, e foarte axată în zona intelectuală, de a descoperi modele, de a crea modele, de a... Da, tot timpul apar... fundamentate teorii, și, da? da. da. E, cultura americană, de exemplu, este hai să nu zic diametral opusă, dar diferă destul de mult de cultura europeană. E, în primul rând se uită la subiectele de natură practică. Dacă iau această carte, îmi folosește la ceva sau nu? Dacă vreau să fac uh, o oră de coaching cu un coach... Mă ajută, cu ce mă ajută, unde e beneficiu real. Și de obicei unul financiar, ca așa, beneficii sunt multe. Dacă vă uitați, chiar și cărțile, cărțile care sunt scrise de autori americani diferă foarte mult de cărțile scrise de europeni. Într-o carte scrisă de un autor american, găsești la 2-3 pagini un subtitlu sau dacă vreți, o un citat din tot ce a fost în paginile anterioare, pus într-un chenar, dacă se poate și o caricatură sau un desen care să ilustreze cumva, puțin umor presărat aici, colo, dă bine pentru că retrezește atenția și interesul omului. E, o carte scrisă de un european, nu mă refer aici neapărat la români, mă refer chiar și la francezi, nemți și chiar și britanici de multe ori, este foarte sec. Sunt pagini, zeci de pagini în care vezi text, 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 text. Este mai academic. Exact. Foarte ac academică. <laughs> și de ce? Pentru că, mă rog, în istoria mea la un moment dat am ajuns și la Harvard și filozofia lor este că lucrurile care trebuie să explicate și predate altor oameni sau învățați alți oameni să facă ceva, trebuie să fie extrem de simple. Păi, până la urmă, cel mai complicat asta să simplifice. Exact, exact. Și cel mai genial profesor care l-am văzut eu în viața mea a fost un olandez care a, care a făcut un seminar de macroeconomie. Și a... Grupa din care făceam parte era de persoane, sau, mă rog, oameni cu funcții publice din zona Balcanilor, în toată zona, inclusiv Turcia, Grecia. Dar care nu aveau niciun fel de habar despre economie. De niciun fel. Cred că dacă le dai un radical să rezolve, le și toți acolo. Uh, inclusiv colegii mei din România. Uh, în afară de mine și de încă un coleg sărb care și-l a făcut un MBA tot în Anglia, ca și mine și care, mă rog, eram oarecum familiarizați cu economia, cu problemele de natură economică financiară. omul ăsta a explicat în trei ore la 30 de oameni care erau bătă despre aritmetică, economie, despre ce vreți dumneavoastră, ce este macroeconomia, luând de exemplu, un om are o vacă. Ce ne dă vaca nouă? Lapte, brânză, carne, ouă. Aia a fost coordonată zero. Ok. Vă spun că a fost cu tremurător. Deci a fost absolut cutremurător. Am să ridica carnea pe mine. Când mi-am dat seama cât de genial trebuie să fii ca să poți să reduci la ceva extrem de simplu și banal care îl înțelege orice cetățean de pe stradă. Nici măcar nu trebuia să știi mulțire și împărțire. Adunarea și scăderea erau suficiente. Ca să poți să reduci la atât de simplu un lucru foarte complex. Și atunci mi-am dat seama ce a vrut să zic Einstein când spunea bă, dacă tu nu ești în stare să explici bunicii tale cu ce te ocupi, sau că n-ai habar ce faci. Da, și este. Criteriul pe care îți dai seama că stăpânești da. ceva este ăsta. Sunt Cât în stare să explic, să explic cu unui om care habar n-are despre lucrul ăsta ce fac eu, ce am înțeles uh -huh. eu aici. Exact. Abia atunci pot fi, mă rog, mă pot convince pe mine că da, am înțeles ce fac. Până la urmă, care ar fi criteriul unei literature literaturi bune de despre coaching. Mm. Spuneți că în momentul în care l-ați ascultat pe acel profesor se ridica așa carnea pe dumneavoastră. Exact. Um, cum ar trebui făcut astfel încât în momentul în care iau o carte mână, o deschid, să am sentimentul ăsta că se ridică efectiv carnea pe mine? Mm. <laughs> yeah. um, nu știu, cred că ține cred că de abilitatea scriitorului, ca să o luăm așa, sau a căuciului care vrea să facă acest demers foarte îndrăzneț, foarte îndrăzneț în domeniul ăsta, de a, de a găsi cuvintele sau expresiile cele mai ilustrative în a-și descrie experiențele sale și experiențele mai ales a clienților săi. Pentru că dat fiindcă vorbim de cărți aici, cuvântul scris are o greutate foarte mare. E, crucial dacă nu scrii cuvântul care trebuie sau nu pui expresia care trebuie, mă poți duce în eroare foarte ușor. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Acum am dat seama că autorii care m-au marcat sunt autorii care într-un fel și-au expus vulnerabilitatea, adică nu și-au ascuns N-au încercat curaj. să mă facă să bă, mm -hmm. cred eu cât de... să mă facă să înțeleg cât de deștept sunt ei. Mm -hmm. Nu, pur și simplu e ca și cum s-au... Și au eviscerat stomacul și au scos și au acolo. Adică, uh, experiențe de oameni care au căzut și au știut să se ridice din, mm -hmm. de acolo de jos, de unde au căzut, s-au reconstruit pe sine. Mm -hmm. Experiențe de viață extrem de puternice, cu schimbări de viață foarte puternice. Ei, acolo simți un fel de o onestitate până la urmă a autorului, în primul rând cu față de sine însuși, nu se păcălește pe el, mm -hmm. și acceptă slăbiciunile și le povestește celorlalți ca să înțeleagă că se poate. Să te ridici de, de, de unde ai căzut. Oricum, mi s-a părut într-adevăr că autorii americani au, au acest dar, nu știu. Au acest Probabil că ține de cultura lor. E, da. e în cultura lor, pentru că, știți, la ei să fii ridicol este ceva foarte normal. Adică, lor, în primul rând, nu le este frică de ridicol și se inoculează acest lucru de mici, de când sunt la grădiniță, la școală, în familie. A fi ridicol este ceva. Foarte ok, adică e ca și cum cu falimentul. Să dai faliment în America e foarte firesc. E foarte firesc. La un moment dat chiar, Marian, dacă și altceva aminte, cu siguranță am publicat o carte noi la Codex care se chema 100 de erori e, majore în business sau ceva de genul ăsta era titlul. <coughs> gafe, exact. gafe Epocale din istoria afacerilor, scrisă de un domn, tot un american evreu. Era acolo, printre altele, și o poveste din România. Da, de la fabrica Câmpul Lung, da, am râs cu toții. E fel o prostie, adică muncitorii se gândisele să doneze spermă ca să scoată firma din faliment. Da, că a fost să un dădea. subiect care da, a făcut da. multă apură. Exact, a apărut și în presa timpului de la noi, sigur că da. Da, mă rog, sunt și altele, și da, lui Bill Gates, are altora. Bill Gates vrea să facă, de exemplu, o toaletă publică multimedia. Păi, domne, când te o toaletă publică, e urgență, nu stai să <laughs> cauți pe net, să muzică, că mai sunt și alții care au nevoie. <laughs> și de satisfăcut și tu nu <laughs> poți da Ori e entertainment, ori e o nevoie stringentă. Și, da. Mă rog, sunt mul multe chestii de astea. Ei, de exemplu, folosesc acest lucru pentru a progresa pentru a, ca instrument de învățare, pentru că un instrument de învățare, Dumnezeu ne-a lăsat darul de a învăța din erori, din greșeli, nu? Păi dacă a greși este firesc și omenesc în același timp, păi atunci de ce fugim de greșeală și ba, din contră îi aplaudăm pe aia care se pare, între ghilimele, că n-au greșit niciodată, n-au produs niciodată erori. Nu, toți, toți facem erori. Chiar le mai spun eu clienților mei, mă, dacă am așa apucat să scriu o carte despre câte prostii am făcut eu la viața mea, cred că ar fi de trei ori mai groasă ca aia de telefon. Dacă o să mai publicând, nu știu dacă să mai publică ca de telefon, dar bă, decât de mă dec dec clar ar fi mai groasă, da? Pentru că am făcut multe, dar m-au ajutat să învăț. Uneori se întâmplă să comis de două, trei ori aceeași eroare asta da, e, poate a patra până, oră, până învățăm ceva din ea exact. Domnule burtea dumneavoastră ați făcut vreo prostie de asta mai mare așa din care ați învățat foarte mult <coughs> no, prostie, nu pot să-i spun prostie este un am făcut un salt când m-am înhămat să public carte de specialitate uh, și carte de coaching fiindcă atunci când, a apărut căr au, când au apărut cărțile de coaching în România, toată lumea uh, a specificat adineori că au avut o teamă. Ce e la coaching? Că coaching, știm că este antrenorul de fotbal, că îi mai spune coach, sau antrenorul de la basket, îi mai spune coach, sau tot așa. Deci ce faci? La mă antrenează? Nu stai așa, puțin că este altceva aici. Este ceva despre tine și este ceva care te include și pe tine. Uh, deci, da, pot, nu pot să spun că a fost o, o prostie. Prostie, nu, dar a fost un lucru, într-adevăr, am avut și ajutor, experiența în trecut, care m-a ajutat. Uh, am vândut ziare de cultură într-o țară în care uh, puțină lume avea nevoie de cultură. Da? Deci, avea oamenii, nevoie oamenii Era de cultură. Da, oamenii de cultură erau câțiva. Uh, noi am publicat, prima carte publicată la editura Codex s-a numit Costurile calității. A apărut într-un moment uh, când lumea avea nevoie de calitate. Avea efectiv nevoie de uh, volum. Deci nu conta. Era epoca industrială. Da, deci nu conta consul. cum este. Conta să fie mult. De. Și noi, noi scoatem pe piață o carte Costurile calității. A fost cea mai vândută carte despre calitate de la uh, <laughs> Din toate timpurile. Trebuie serios? Da. Bine, în anii 2000 era și singura carte de care vorbea despre calitate. Oricum. Oricum. Da, deci am fost pionieri cu, cu anumite lucruri, cu anumite bucățele, particularități care, care au creat un întreg. Au creat un întreg. Dar. Nu, nu a fost o prostie. A fost, cred că, un, un, vis pe care la care am intrat prima oară cu capul înainte, recunosc. Ulterior am început să, să învăț din, din, fiindcă, contrar, contrar așteptărilor trebuie să și înveți din greșeli dacă greșești. Așa cum spunea Cătălin, greșești de două, trei ori. Dar deja dacă insiști cu grejala, atunci putem să o numim prostie. Zbor deasupra unui cuib de coach. Cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Prin anii 2004-2005, codexul, editura Codex a fost declarată cea mai academică editură. E, vedeți. De ce? Fiindcă asta a fost. A fost bătaie pe un premiu și noi l-am câștigat. Mai aveam un avantaj, trebuie să recunoaștem că așa e onest. Faptul că pentru, pentru noi cum ne puteam permite să ne jucăm și de a editura de carte. Adică să a, a jucat, ați făcut carte. și bani totuși, am adică făcut niște mă bani, niște cifre, ați preluat... până am ajuns la, 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 la face și bani a trecut o vreme. Știu că Marian Săracu era tot timpul stresat din trei în trei luni când ne uitam la buget și cât ai cheltuit, cât ai vândut, cât ai la pe titlu sau pe tipuri de, de cărți, dar... Dar asta a fost, am avut, un, am avut un curaj care în spate, de fapt, avea și o siguranță, ca să spunem așa. Adică, nu ne era frică că atunci ne câștigând bani decât din a, doar din carte, ci din multe alte lucruri, care nu aveau neapărat legătură cu cartea. Na, dar fiind o firmă care se ocupa cu educația adulților, era oarecum firesc la un moment dat să te apuci să publici și carte, adică pentru domeniile pe care le desfășori. Mai curajos mi se pare ce a făcut Marian acum după că și-a luat singur în cărcă menirea asta neavând ca zic așa niște companii sau o companie mai mare în spate care să financeze măcar startup-ul, măcar pornirea. Asta chiar mi se pare că este curajoasă și demnă de, de toată lauda. Domnul Cătrinescu, sunteți fondatorul Coaching Institute. De câte văd numele ăsta, mi-aduc aminte și în sună în glasul lui Horea Mulgu, care ne spunea ceva la genul Bă băiți, în neandertalul coachingului românesc, în primul și în primul rând a existat Coaching Institute. Povestiți-ne un pic, vă rog. Da, că încă, Coaching Institute nici mai știu când a la ființă, în 2003 Dar trebuie sau să fie cel puțin 10 ani, nu? Mai mult, mai, mai mult, chiar, mai al, de da. Mult, mai mult de 10 ani. Să fac 10 ani aproape de când am plecat eu de la Codex. Aha. Uh, nu chiar, vreo 8 ani. eu în 97 l-am cunoscut pe Alain Cardon, prin, mă rog, prin persoana care ulterior a devenit și soție. Uh, și el lucra atunci pentru Sofitel. Făcea coaching cu directorii de la Sofitel și, mă rog, l-am adus și în Codex și a lucrat cu noi mulți ani, până în 2005-2006, cred că, cam așa. Periodic îl aduceam în companie și făceam două, 3, patru sesiuni pe an în care lucram împreună și cu mine și cu echipa mea de directori. Și atunci am descoperit, ca să zic așa, cât e de valid instrumentul ăsta și mi-am dat seama că doamne, multe alte instrumente sau pur și simplu a te educa învățând cursuri despre diverse lucruri în business e o cale foarte lungă și destul de anevoiasă și foarte costisitoare sub mai multe aspecte, nu numai financiare, ci și timp și energie. Și am zis, doamne, asta este un instrument foarte rapid, care nu necesită în spate o foarte mare pregătire. Necesită o pregătire, evident, dar nu așa de natura unui MBA sau unei diplome de licență. Și m-a interesat subiectul și am identificat ulterior până anul 2002 sau 3, o firmă americană care se chema, cred că, Future Achievement din San Diego, dar, mă rog, având filiale în mai multe state americane. Oamenii au venit în România și am stat de vorbă cu ei, ne-au prezentat metodologia, programele și am zis ok, e ceva interesant. Mai degrabă ei mergeau spre zona de dezvoltare personală decât spre zona de coaching, dar ca și instrument era utilizat coaching-ul. Adică să zicem știința de a pune întrebări bune, potrivite, la momentul potrivit și persoanei potrivite, evident. Dar totul a ambalat într-un program destul de lung și foarte anevoios uh, pentru cineva care chiar se înhămează la un astfel de... s-ar fi înhămat, de fapt, la un astfel de proiect dar mi-a plăcut metodologia lor și așa a apărut Coaching institut. Eu nu puteam să conduc cinci firme, șase firme deodată și Horia, fiind și el un alt entuziasmat de subiect, a zis, da, dă-mi mie că mă ocup eu. Zic, foarte bine, eu o fac, tu o, duci, o conduci mai departe. Și în ulterior, Horia a început să lucreze pe metodologie mai mult și a dezvoltat și alte instrumente și unele împreună cu Alen, altele singurel el cu partenerii din America și a atras oameni capabili și interesanți care să-l să ajute și să construiască chestia asta. Din da, a fost un în început unei aventuri frumoase până la urmă Pentru că da, dacă da. ți-ai uiți Astăzi da. școlile de căuci S-au mulțit, bine, poate sunt inegale Poate nu, da, dar nu totuși Pentru o țară Detalia României A da, da. început totuși să apară structuri de formare Foarte serioase, cu oameni foarte bine da. Calificați da. Uh, și Cred cu tărie că E o meserie care va avea un viitor Destul de frumos în, în România um, mi se pare de asemenea interesant uh, aspectul acesta de revenim la cartea de autor local român. Adică aș vrea și eu văd și eu niște căuși români care își despică așa uh, burta și ne arată ce au trăit ca să ajungă unde au ajuns. Asta mi-ar plăcea să știu niște experiențe de viață puternice pentru că sunt oameni puternici. Pe unii dintre ei știu. Știu Uite, pe ce au trecut. ar trebui să-l convingem să scrie. Cu siguranță Dacă ori ar putea scrie. E, convins, asta e e greu, greu. greu. Da. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Ne apropiem de finalul emisiunii. Nu vreau să încheiem înainte de a vă întreba pe fiecare în parte ce sfat le-ați da celor care ne ascultă. Domnul Ionescu. <gript> <gript> un sfat este că atunci când au probleme fie legate de afaceri, fie legate chiar și de relații interpersonale, înainte de a marșa să meargă la o psihoterapie, să încerce cu un coach sau măcar să deschide o carte da, 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 zicea Freud odată mi se pare, cred că lui Freud aparține zicala asta că înainte să crezi că ești un prost asigură-te că nu ești înconjurat de idioți da, adică mulți, mă rog nu sunt foarte mulți nici care merg la psihoterapie, dar sunt foarte mulți oameni care se confruntă cu probleme majore și care nu știu să-ți găsească calea și fie de rușine nu se duc la psihoterapie dar ar putea să apeleze la un coach și sunt destul de mulți coachi buni și foarte buni în țara asta care chiar pot să ajute oamenii în nivelul de coaching interpersonal la nivel de business e puțin mai complicat acolo lucrurile sunt mai delicate dar la nivel personal eu cred că noi tagma asta a coachilor ar putea să facă mult mai mult pentru oameni decât se întâmplă astăzi Domnul Burtea, ce sfat le ascultătorilor Ca editor, da, le spun, deschideți carte. <laughs> uh, cărțile de coaching nu mușcă, asta e foarte clar. Cău cărțile de coaching și nu numai spun ceva, deci eu nu cunosc un om care să cit fi citit o carte să nu fi rămas cu ceva. Nu există lucrul ăsta, nu am auzit niciodată. Și un sfat care este, părerea mea, care ar trebui să fie primul, să nu se mai ferească de coaching. Uh, foarte multă lume am cunoscut care ia coach în deres, coaching în de uh, Nu, este o chestie chiar foarte serioasă. Dar uh, la fel, românii sunt temători, dar până nu, până nu încerci, nu, nu simți, cum se spune. Nu simți. Asta e adevărul, cred Domnule Burtea, domnule Ionescu, vă mulțumim că v-ați alăturat nou în studioul RFI România. Dragi ascultători, i-ați ascultat pe Marian Burtea și Adrian Cătălin Ionescu despre coaching și literatura de coaching și leadership. Mai multe despre ei puteți afla pe Facebook la adresa BMI Publishing și la adresa www.catalinionescu.eu împreună cu Cristian Nicolae vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2 Să auziți de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.